domnul Stancu? Domnul Stancu? Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Dumneavoastră sunteți sărbătoriți de astăzi? Da. La mulți ani, să fiți sănătoși. Să dea Dumnezeu să fie bine. Lăsați-mi rog telefonul să fiți, ca să vă ajutați. Da. Ia uitați. Noi suntem de la surprize la domiciliul Pelerman. Da. Și astăzi avem o surpriză pentru dumneavoastră. Da. Avem nevoie și de doamnele din casă. Hai, hai să-mi cunosc. Stați că mai am și un poș cu fructe să-l iau. Doi nu! Auzi, mă? Hai, mă, veniți-mi, veniți-mi coace, că te duci. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Hai, veniți după dumneavoastră! Da? Da? Și ne și prezentăm. La domnul ne-am prezentat, ne prezentăm și la dumneavoastră imediat. Să se strângă toată lumea. Păi noi suntem trei rătăciți. Ai intrat? Intrați. Vezi în salon, acolo stăm. Acolo e masă. Haideți aici lângă domnul. Și dumneavoastră, noi suntem de la surprize la domiciliul Tellerman. Da? Și astăzi cineva ne-a trimis să vă facem o surpriză cu ocazia zilei de naștere a domnului Stancu. Da. O să o punem aici ca să nu vă aglomerez foarte tare. Da. Un buchet pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dar de la cine? O să aflăm. Și acesta e pentru cealaltă doamnă. Da. Da, ia uitați. Da. Dacă vreți să țineți dumneavoastră totul, să aprindem lumânărelele, nu bănuiți cine ne-a trimis? Eu scând păi, toate Alexandra. Cineva ce? O să ascultați o dedicație muzicală și la final o să vă citești un mesaj și o să aflăm împreună din partea cui venim. Și acum să vă citesc și câteva cuvinte. Tată, bunic, om bun, te felicităm cu ocazia zilei tale de naștere. Îți dorim multă sănătate și bucurii din belșug.
fii mereu la fel de vesel, sănătos și voios. Inima să scânte, iar sufletul să fie mulțumit de toate. Succesele să-ți surâdă mereu, iar dorințele să-ți fie împlinite. La mulți ani frumoși, plini de binecuvântări. Te iubim! Cu mult drag, copiii Sandu, Adi, Alina, Marian și nepoții Alexandra, Diana, Andres și Mario. Dacă vreți să le spuneți ceva, o să vă vadă. Să fie sănătoși și iubim, îi așteptăm să vii acasă. Sănătate. Da, e greu fără ei. Foarte greu, de 18 ani. La mulți ani vă dorim și noi să fiți sănătoși în primul rând și să aveți parte de tot ce e mai bun.